Este o onoare pentru mine să pot adresa câteva cuvinte acestei săli minunate asumată creștinește și cât de mult mi-aș dori să avem în toate sălile creștini asumați. Vreau să spun câteva lucruri despre ceea ce facem noi la grupul de rugăciune, dar aș vrea să aleg o temă nu înainte să pomenesc doi foști colegi, pe lângă mulți care i-ați văzut, care au avut o amprentă solidă asupra grupului în anii trecuți, doamna deputat, prietena noastră de la Oradea, Florica Cherecheș, președinta grupului de rugăciune, și domnul Mitică Dumitru Mihălescu de la Suceava, ultimul președinte înainte de colegul nostru Titus Corlăcean. Aplauze pentru tot ce au făcut pentru grupul acesta. Ne dorim ca grup, ca cei mai mulți dintre parlamentarii noștri creștini, să fie asumați în ceea ce fac, în deciziile lor politice. Și despre asumare, aș vrea să spun câteva cuvinte, în contextul acesta de pace și de război. Pentru mine, războiul acesta care se vede nu mi se pare atât de periculos. Ținând cont de istoria celor 2000 de ani de creștinism, în sensul în care am mai văzut, au fost și s-au dus. Iar mulți au răspuns în fața lui Dumnezeu, la fel cum vor răspunde și de data aceasta. Pentru mine, războiul cel mai periculos în momentul acesta este legat de cel care nu se vede, de cel mai perfid război care vine asupra creștinătății și este în pace. Este într-o stare de confort cu care ne-am familiarizat mulți dintre noi. Bineînțeles, am văzut uh, foarte multe inițiative în întreaga lume, că vorbesc despre creștinismul criș din întreaga lume, uh, de proteste, dar și manifestări care spun că apără credința în Dumnezeu. Chiar în București am văzut Marșul Credinței și am văzut astfel de lozinci cum că apără credința lui Dumnezeu și îi felicit pentru astfel de inițiative. Dar eu îmi permis să spun că credința în Dumnezeu nu are nevoie să fie apărată. Pentru că cei ce credem știm că avem parte de o credință chiar mai mare decât cea așteptată. Și mai mult decât atât, cei ce credem în Dumnezeu știm că suntem în planul Său și atunci nu putem avea decât pace, de, alte, de altceva mi este mie teamă. Teama nu -mi vine din zona creștinului asumat. Și acest război, deși avem tendința să arătăm cu degetul asupra celui vinovat că sunt neomarsiști, că sunt globaliști, că sunt umaniști, spun că nu poartă vina atât de mare pe cât o poartă creștinul neasumat. Pentru că procentele în întreaga lume arată Că în zona civilizată, în zona americană, în zona europeană, creștinii sunt majoritari. Ba mai mult la noi în țară, 90%. Și eu consider că acest război pe acești creștini îi atacă. Dar ei nu conștientizează. Pentru că nu cunosc că tot ceea ce înseamnă cultura europeană, americană, este o cultură creștină cu fundamente puternice în valorile lui Dumnezeu. Cultura americană, europeană, dar mai ales cea românească, cea primită de la părinții și bunicii noștri, este o cultură creștinească. Și ei, creștinul neasumat, trăiește într-un confort în care nici măcar nu conștientizează că îi sunt atacate valorile adaptându-se în funcție de noile decizii, de noua politică mondială pe care unii Dumnezeu să aibă milă, își permit să o aplice în starea de confort pe care noi creștini ne asumați. O avem. Acești creștini nu știu că, de pildă, Constituția Americană, care mai târziu avea să devină un model de democrație peste o Europa feudală, este inspirată în proporție covârșitoare din Cuvântul lui Dumnezeu, din scriptură. Nu se cunoaște că dacă vorbim despre sistemul de valori al acestor civilizații, de sistemul de drept, de sistemul sanitar, de sistemul educațional, de sistemul chiar administrativ, de orice sistem discutăm la bază, au valorile creștine. Ba mai mult, actul constitutiv al Uniunii, în actul constitutiv al Uniunii Europene, este bine. Găsim fundamentat bine din valorile lui Dumnezeu, iar credința în Dumnezeu este bine definită, cu tot ceea ce înseamnă ea. Marea problemă nu stă aici. Marea problemă este a creștinului neasumat, care în afară de faptul că nu cunoaște lucrul acesta, nu reacționează, Trăiește într-un confort mincinos care îl duce până acolo încât ne sunt furați copiii de lângă noi și noi nu reacționăm ca societate și m-am bucurat să văd lacrimile pe obrajii unor mame, în primul rând, aseară. Creștinul neasumat crede că asta este lumea și numele civilizației și a emancipării se odihnește. În contextul acesta în care procentele numărului de creștini din întreaga lume se află într-un contrast covârșitor în raport de creștinul asumat, te întrebi cum este biserica noastră mondială? Cum este biserica creștină? Și bineînțeles că instituțional este bine asumată și felicit pe calea asta. Dar atâta timp când noi știm din Cuvântul Dumnezeu că Biserica înseamnă sufletul nostru, noi, și vedem contrastul acesta dintre creștinul asumat și creștinul neasumat, ne putem întreba care este starea Bisericii noastre. Și mă rog la Dumnezeu, pentru că știți foarte bine, noi, ca români, n-am trecut niște examene, niște încercări atât clasa politică, dar mai ales societatea la referendum, când a trebuit să ne apărăm valorile, când a trebuit să ne, fa să ne apărăm familia. Unde a fost procentul de 90% că din ce mi-aduc aminte, vreo 20% s-au prezentat la vot, Dumnezeu să ne lumineze. Biserica are resursa de a aduce adevărul la lumină. Biserica este cea, care, prin, cea prin care Dumnezeu aduce cuvântul la, Dumnezeu, la, la, lumină. Iisus Hristos, Domnul nostru, ne spune foarte limpede că dacă veți rămâne în cu din Ioan, dacă veți rămâne în cuvântul meu, cu adev în adevăr sunteți ucenicii mei, veți cunoaște adevărul și adevărul vă va lumina. Dumnezeu să ne lumineze. Dumnezeu să lumineze biserica noastră și adevărul să se simtă pe chipurile și pe fețele copiilor noștri. Pacea care ne cuprinde pe noi creștinii să fie o mărturie în lume și să se molepsească asupra celor care merg în rătăcire și în întuneric. Mă rog ca acolo, în instituțiile statului, în fruntea bisericilor, în fruntea României, în fruntea guvernului în societatea noastră, bunicilor să le dea harul de a povesti cu, cu dragostea din trecut despre Dumnezeu. Mă rog ca Dumnezeu să lase acest har peste noi toți, peste toate instituțiile, ca lumina să iasă la iveală prin noi, creștinii, care trebuie să devenim asumați în credința, fără de care suntem nimic, credința în Dumnezeu. Do Menezes, ajude.